preocupați de politică, nu mă interesează, deci pe mare o să stau. Au fost 3 luni în care ați avut mai multe cereri de eliberare din arest, însă abia acum, cum spunea și dumneavoastră, un complet de divergență. Ce credeți că s-a schimbat? Nu, a mai fost un complet de divergență acum o lună. Da. Știți că am avut... Decizia v-a fost favorabil. Da. Mă lăsați să vă răspund că la pușcărie încep să vorbești mai rar, ca să treacă timpul mai ușor. Așa că luați-mă mai rar, că sunt setat încă după arest. Știți că am avut mai multe decizii favorabile, însă în contestație deveneau nefavorabile, inclusiv în primul complet de divergență. Păi speri, la un moment dat aveam și pentru prelungirea măsurii și pentru schimbarea măsurii favorabil și după aia a doua zi au venit pe rând nefavorabile. Însă lucrurile au evoluat în dosar, s-au făcut audieri cu parte destul de importantă din angajații primăriei, care toți au confirmat faptul că nu le-am spus nimic, toate documentele sunt legale, licitațiile au fost făcute și și-au asumat tot ceea ce au făcut și probabil că judecătorii au, nu probabil, ci sigur, au constatat că aceste declarații în plus ale oamenilor vin și confirmă declarația mea inițială, care a și stat la baza eliberării mele de prima oară. Organizat s-a întâmplat în continuare de când sunteți dumneavoastră arestat preventiv, ați putea spune că a avut loc în favoarea dumneavoastră în acest moment? Păi altfel nu stăteam de vorbă aici, ci veneam pe undeva prin spate cu cătușele. Organizați vreo petrecere în cinsta întoarcerii la Constanța? Nu, nu mă interesează petrecere, deocamdată vreau să stau pe mare să mă liniștesc și politică nu mă întrebați deloc. Și astăzi, din fața magistratului, ce trecută? Nu ați ajuns acasă. Păi n-am ajuns, că trebuia să ajung aici și dacă nu mă lăsați o să întârzi. Mulțumesc.